Hai, salut bă, băieți și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi am făcut ceva ce nu am mai făcut până acum și anume am ajutat doi abonați să facă primul lor rank 35 de pe cont. Am jucat la Wipeout pentru că acolo este puțin mai lejer și am reușit să facem într-un timp destul de scurt. Am pornit undeva de la 900, habar n-am, ceva de genul pe acolo și mersese bine treaba și am zis că hai că ajut până la final dacă tot am început. Au mers meciurile destul de bine. Acum ce pot să zic, sper că o să vă placă formatul ăsta de videouri. Poate o să mai facem treaba asta în viitor. Așa că vreau să apăsați butonul de like să facem mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că mine mă ajută foarte, foarte mult și aș aprecia enorm treaba asta, pentru că suntem într-un road spre 100.000 de abonați, chiar dacă avem decât jumătate, ar fi super să mai reușim, să mai adunăm din ei, pentru că cam asta este goalul momentan, să facem 100.000 de abonați, deși o să dureze ceva și sper să reușesc sau să reușim, depinde, acum. Da, o să vă las cu meciurile, o să vedeți ce și cum a fost. Hai să trecem la video. Dacă vrei să cumperi gemuri la un preț mai redus și chiar și Brawl Pass-ul, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link de descriere. Eneba este un partener oficial, trebuie doar să selectezi suma de gemuri sau chiar Pass-ul dacă vrei să-l cumperi și să introduci un referral, pe lângă vei primi și un cashback înapoi. Ăsta este primul match. Practic filmarea e făcută gen de mine. Ok, am jucat înainte și acum îmi înregistrez eu vocea cum ar veni. Deci gameplay-ul e filmat live, am zis că nu vă pun replay-ul pentru că 100% nu vreți treaba asta. Dar da, și anume Fabien care este cu Colt și Fiu care este cu Piper. Amândoi nu au rank 35 pe cont, așa că am încercat să-i facem pentru că a mers foarte, foarte bine, am tot continuat. Este pe contul secundar, nu vă gândiți că nu fac rank 35, mi se pare că am undeva la 900 pe Byron, deci nu prea aveam treabă, eu doar încercam să ajut pe aici, să fiu o persoană bună, mă, că eu sunt o persoană bună, sunt casă de binefacere cândva, câteodată de fapt, și chestia e că momentan pierdeam, bine, compul nostru nu este tocmai cel mai bun, pentru că din ce am observat pe harta asta, dacă prindem Jean Buster cu încă ceva, bă, ne bată aia de ne strică, în schimb avem un Colt, care mai sparge și el harta, dacă ne dă din ăștia cu broc, e bine rău de tot, mai încercăm să facem un alta. Piper e foarte bună, în general pe chestii unde faci kill-uri, Piper e extraordinar de bună, pentru că dacă îți dă un hit, deja e automat că vezi că a nimerit bine. A nimerit bine aici cu Piper. Dar, cam asta este compul. Am jucat Byron pentru că aveam chef de Byron și mi se pare super bun Byron în meta actuală. Îmi place mie, e și bun. Am avut și chef de el, practic a mers sinergia complet până la urmă. Și dacă întrebați, nu, n-am jucat pe contul mare, pentru că pe contul mare, știți și voi, am totul rank 35 și nu prea am mai jucat atât de mult. De-aia m-am și oprit din push, pentru că devine destul de plictisitor să tu stau în matchmaking, nu că ar fi greu sau așa, mai ales acum cu 5v5-ul în care toată lumea se joacă 5v5, abuzează și se facă rank-uri și trofee, pentru că cam mai toată chestia, că după ce dispare iar weekendul ăsta nu se mai fac trofee în top și dispare toată lumea. Dar da, m-am oprit puțin, primul meci a fost destul de lejer, chiar dacă la început a mers parcă puțin mai greu, erau și playeri destul de decenți, dar a mers bine rău de tot. Da, avem aproape 900 pe Byron, ei au 1241, let's go! De data aceasta au un comp mult mai bun, mi se pare, decât au avut data trecută, pentru că ceilalți încercau ceva scheme cu Ember. Mai funcționează și Ember aici cât de cât, pentru că e ușor să dai scout, dar nu e chiar atât de bună, mai ales când noi avem Colt care sparge harta și Piper care poate să spargă și harta. Și odată ce harta este spartă, e destul de lejer să faci kill-uri sau să o ții pe Ember la distanță și așa mai departe. Și de aia nu prea te poți juca Ember decât pe dai eventual counter-ul ăștia cu Jean Buster de poți să ții la distanță. De data aceasta au Jean, au Piper și Brock. La fel, Brock-ul este foarte bun pentru că sparge o rază destul de mare și nu te mai poți nicui lângă ei, deși nu este în cazul nostru. Chestia e că pierdem. Acum, într-un fel sau altul, noi avem și noroc pentru că de multe ori câștigăm meciurile chiar dacă suntem în dezavantaj, pentru că vezi și voi că acum e 2 la 4, dar de multe ori le câștigăm doar pentru că oamenii dau rush mult prea prost și se bagă aiurea și reușim să mai recuperăm din
din kill-uri pentru că se bagă ei, sunt, văd că bă, ne-au bătut la început, bam bam, hai să ne băgăm pe ei, să terminăm meciul mai rapid, știi, ceva de genul, vine și nu prea le iese pentru că din nou am făcut și noi două kill-uri, am recuperat și controlul înapoi de pe mid, ceea ce este super și deja i-am și egalat. Și stăteam într-o poziție foarte proastă, eram toți băgați în spawn, aveau mid-ul, aveau de toate și pur și simplu am reușit să revenim înapoi doar pentru că s-au băgat puțin mai prost. Mai zis, toată chestia asta contează și cum te bagi, pentru că dacă te bagi mai prostuț, din nou poți să pierzi controlul și wipeout-ul ăsta, mai ales pe harta asta, contează foarte mult. Din nou, am ales wipeout pentru că este un game mod mai ușor, nu prea se joacă atât de multă lume bun așa, pentru că na, oameni care îți try harder tot există, pentru că nici noi n-am câștigat fiecare meci să zici, mamă, bă, ce rapid ați dus. Nu, a durat ceva vreme, dar am zis că sunt casă de binefacere în ziua asta în care am dus. M-am simțit casă de binefacere, știi cum e. Dar, bă, nu prea aș vrea să văd în comentarii acum, bă, hai să ajutăm și pe mine sau din nou pe Instagram, pentru că primesc foarte, foarte multe mesaje pe Instagram și pe Discord și mai departe, în care să vă ajut să faceți voi rang 25, rang 30, rang 35 și mai departe, pentru că nu sunt casă de binefacere din nou. Dar da, mai se mai întâmplă și treburi de genul. Coltul ăla, chiar dacă nu pare bun, bă, zici că a intrat la perfecție, mă, zici că a intrat la perfecție. Tot ce trebuia să facă era să spargă pe aici, pe undeva harta. Din nou, vedeți că noi nu ne extindem, încercăm să ținem controlul pe mid, ceea ce este super. Pentru că de aici, dacă nici nu murim, eventual avem automat control, cum ar veni, și la final ne putem băga în ei, iar ei dacă încearcă să iasă din bază, nu prea le iese, pentru că, din nou, le dăm foarte mult damage, având în vedere că este și pe kill-uri, dacă au făcut o greșeală, s-a dus pe rupă meciul, cum au și făcut ăla cu Jin, nu mai știu cine a fost, în fine, brocul ăla de l-a bătut coltul. Și după aia l-o tras, dar cumva tot în favoarea noastră a fost, pentru că a făcut fiul kill acolo. Și din nou, când deja ne retragem, este deja useless, pentru că nu mai au ce să ne facă, mai ales în ultimele secunde. Dar da, i-a prins ultimata super, super bună și era Plava Stoviglie, care e pușează omul meu de când e pământul. Acum, practic, le mai trebuie un singur match. Da, hai să vedem dacă reușim să facem sau nu rank 30. Bun, ăsta este meciul de rank 35 și din păcate a fost stricat de Ian Regele. Pentru că Ian Regele a vrut să ajute, deși în teorie m-a stricat pe mine la video. Dar înțeleg, pentru că până la urmă a ajutat, ne-a lăsat un match free, care este și meciul de rank 35. Nu i-a cerut nimeni, pur și simplu se trezește el din când în când, pentru că și el e, dacă te înțelegi cu el, nu-ți dă sniper, pentru că așa e persoana de el. Și ne ajută, de cam aia e chestia. Nu i-am cerut, din nou, nu i-am cerut. Nimeni de aici nu i-a cerut să ne dea snipe sau așa mai departe, pur și simplu s-a simțit el și ne-a dat, deși nu știam că știe că suntem în meci, probabil că l-am eu pe contul ăsta sau unul dintre băieții ăștia doi l-au la ad și probabil de asta ne-a dat, dar păcat, știți care e chestia? E păcat doar pentru video, că era mișto să se bată pentru rankul ăla 35 mai ca lumea, dar da, ce pot să zic, ne-a lăsat meciul, ne-a lăsat free win. Am făcut și eu 900 pe Byron, achievement, tată, achievement, la propriu. Poate că mergea să fac și un rank 35 pe Byron ăsta dacă tot, dar îl mai păstrez pe contul secundar pentru că îmi place să joc. Și da, este primul lui rank 35, după cum vedeți, Coltul, frumos, și la fiul, la fel, este Piper, primul lui, mai are o grămadă de rankuri 30 și mai departe, dar Piper este primul rank 35. Au ceva trofee, au jucat chiar super, super binișor. Cam ăsta este și battle-logul, pentru că am filmat după și battle-logul, să vedeți cam ce și cum. Am câștigat o grămadă de meciuri, ce-i drept, am mai și pierdut pe aici pe acolo, mai găseam câte o Sandy, Jim, Buzz, așa mai departe. Sunt o grămadă de meciuri, v-am zis că am jucat foarte, foarte mult, aveam, nu știu cât aveam pe Buster-ul ăsta, cred că aveam, adică pe... În fine, vreau să zic că aveam vreo 600, nu, 500 și ceva de trofee aveam pe Byron când am început și am finalizat cu el 900, ca să vă dați seama cât am jucat. Deci, o dura ceva, dar e ok, au făcut și primul rank 35. Sper că vă plac videourile de genul, pentru că durează o perioadă destul de mare de făcut, pentru că nu e chiar așa simplu, bă, mamă, te joci 2-3 meciuri și aia e, știi, cam aia vine. Dar, da, sunt destul de bucuros în teorie sau... Vorba vine. Sunt destul de fericit pentru ei că au făcut și primul rank 35. Am zis, poate să mai facem treaba asta în viitor dacă vă plac videoclipuri de genul sau dacă prind videoclipurile de genul. Și ce pot să zic? Da, eu am fost Stas și desigur noi ne revedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!